devină din nou eficient. Procesul de analiză a ofertelor de preluare a unuia dintre cele mai mari combinate chimice din România e în plină desfășurare. E vorba despre Oltchim Râmnicu-Vâlcea, care a intrat în procedură de insolvență la 30 ianuarie 2013 și al cărui plan de reorganizare prevede acum vânzarea pentru cel puțin 307 milioane de euro. După ce a fost căpușat și falimentat chiar de către manager de la stat, precedenta încercare de privatizare s-a terminat lamentabil, după ce Dan Diaconescu a făcut spectacol în sala unde se deschideau ofertele, iar apoi a uitat să aducă banii. De felul în care va fi desemnat câștigătorul și de renașterea acestei capacități industriale depinde atât soarta multor locuitori din Râmnicu-Vâlcea, dar și reintrarea României pe harta mondială a industriei chimice. În acest context, unul dintre investitorii interesați de preluarea Oltchim a declarat că, în 6 luni de la o posibilă preluare, ca un prim rezultat al investițiilor proiectate, combinatul va reintra pe o poziție de echilibru, devenind bancabil. Și toate acestea, fără riscul unor reduceri salariale sau al diminuării producției. Mai mult decât atât, existența specialiștilor a materiei prime, dar și a unei piețe de desfacere în țară și în regiune, vor permite, în opinia investitorului, crearea unei companii române de chimie, la care ulterior să se alăture și alte societăți funcționale, reconsolidând industria chimică de la noi. Un pariu pe reindustrializarea, cărui miză este chiar dezvoltarea economică a României. Bun, mă bucur să-l salut în platoul Incam pe Virgiliu Băncilă, președintele Consiliului de Administrație al Chim Complex, unul dintre ofertanții pentru preluarea activelor Oltchim, care a spus nu vrem să luăm, să vindem la fier vechi, vrem să menținem locurile de muncă, vrem să menținem salariile și avem și un plan de investiții care să creeze o adevărată, să transforme Oltchimul împreună cu alte companii într-un adevărat nod industrial pentru România. Eu mă întreb foarte direct, merită, se poate, e viabil? Pentru că s-a spus totul e praf, da? Nu se mai poate face nimic, nu e productiv, nu e profitabil, s-a distrus tot. Deci e posibil? Este posibil. Acest proiect este un proiect viabil. Oltchim Râmnicu-Vâlcea este o societate care poate să fie repusă pe linia de plutire, în așa fel încât să aibă un rol foarte important în relansarea industriei chimice din România. Oferta noastră este o ofertă sustenabilă, la care am lucrat foarte mult și are în vedere tocmai relansarea combinatului. Atât fabricațiile care în momentul de față sunt în funcțiune, cât și una din fabricațiile oprite, producția de PVC, care este foarte importantă pentru orice țară. Bun. S-a vorbit foarte mult despre faptul că ultimul an în care Oltchimul a făcut profit a fost 2006 și că dincolo de orice incapacitate managerială, dincolo de căpușări, de furturi și de deviere ale profitului, ce s-a întâmplat de fapt acolo are mai mult legătură cu un context mondial în care România nu mai are cum să fie competitivă și despre un profil industrial unde noi nu mai avem ce căuta. Îmi spuneți că nu e așa. Nu e așa. Că se poate, cu certitudine nu este așa. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost într-adevăr un context, o lipsă de coordonare a strategiei în acest domeniu, al industriei și în mod special a industriei chimice, însă datorită resurselor pe care le are România, materiale, umane, financiare, informaționale și așa mai departe, Oltchimul poate să fie relansat, industria chimică poate să fie relansată. Nimic în lumea asta nu-i fără chimie. Bine, ați dovedit din mediul privat provenind că acest domeniu poate să fie extrem de ofertant, chiar profitabil, astfel încât să genereze suficient capital ca să investiți, de exemplu, acum în Oltchim, adică cu managementul potrivit se poate face treabă. Un combinat cu un profil asemănător, mai vechi decât Oltchimul, în acești ani, an de an, a avut profit și s-a modernizat. Iar proiectul pe care noi îl gândim și l-am lansat prin această ofertă la Oltchim, îmbracă 3 aspecte principale. 1. Este să fie sustenabil din punct de vedere a profitului, să creeze profit. 2. Să dăm dovadă că avem un comportament de guvernanță corporativă, adică să fim dedicați acestui proiect și, în al treilea rând, să creăm parteneriate. Și
Pe această bază, pe aceste trei principii, am reușit să construim această ofertă, să avem asigurată finanțarea și să vedem în viitor, încât în următorii ani, Olchimul, împreună cu Chim Complexul, să fie un bastion al industriei chimice din România. Puteți și să relansăm această industrie așa cum au făcut și alții. Puteți să-mi spuneți care, cât, la cât ajunge planul de investiții? Cât v-ați gândit să investiți în... În prima etapă, care înseamnă pe lângă achiziție în primii trei ani, în prima etapă investim peste 100 de milioane de euro, deci în afară de prețul de achiziție, iar în următorii doi ani în jur de 300 de milioane de euro. Deci un grup industrial din România, reprezentant al capitalului autohton, e dispus să lanseze ofertă pentru preluarea activelor. Am lansat-o. A plasat-o, dați de sigur. Și să investească peste 100 de milioane în următorii 3 ani. În următorii 3 ani, plus prețul de achiziție, iar în următorii ani, 2 ani, în jur de 300 de milioane, în așa fel încât Olchimul să ajungă la o cifră de afaceri mai mare decât vârful care a fost atins în 2008. Știți că au mai fost tot felul de cazuri, unele chiar apropiate de scene de circ, da? Cu oameni care promitau saci cu bani, care promitau sute de milioane, promitau salvarea Olchimului și ne aducem aminte inclusiv de cazul Dan Diaconescu, de care s-a ales praf sau de ofertele căruia s-a ales praful. Nu sunteți singuri în acest demers. Aveți sprijin bancar și chiar sprijin. Nu suntem singuri și datorită modului cum a fost conceput acest proiect, această ofertă, ni s-au alăturat structuri bancare, structuri financiare, parteneri care au în vedere fie participarea chiar cu capital la achiziție, parteneri care au în vedere să realizeze investiții imediat după achiziție și parteneri care să consolideze piața împreună cu Chim Complexul pentru acest obiectiv. Sunteți chiar atât de optimist? Absolut. Spuneți, putem crea din nou o companie română, adică un grup de firme, nu neapărat doar al dumneavoastră, un grup de firme care să vină la un loc să transforme România crea, în acest mod al unei companii române de chimie. Putem crea un astfel de grup și cele două societăți vor fi una singură în compania română de chimie, Chim Complex și Olchim, și ele vor fi nucleul dezvoltării, relansării industriei chimice românești. Aș vrea să vă spun, dacă sunt sigur, sunt foarte sigur că această ofertă este sustenabilă, uitându-mă și la structura ofertanților. Suntem singurul, cel puțin pe informațiile care au apărut până acum, singurul ofertant care venim cu o dezvoltare și cu preluarea și cu conservarea proprietății asupra acestui Olchim. Da, e un plan foarte ambițios.